Salutare și bine v-am regăsit la Istorii cu Hodor, astăzi episod special exclusiv Patreon din seria despre Revoluția Română din decembrie 1989, vorbim despre ce s-a întâmplat la Timișoara din, în 15-17 decembrie 1989. Pentru a înțelege contextul și circunstanțele izbucnirii revoltei de la Timișoara, transformată ulterior în revoluție, ar fi utile câteva precizări legate de particularitățile orașului din Banat. Județul Timiș avea în 1989 o populație cam de 700.000 de locuitori. Municipiul Timișoara, are ședință de județ, avea cam 300.000 de oameni. Orașul ocupa locul al treilea ca mărime între orașele din România, Structura etnică era un adevărat mozaic, fiind alcătuită din 80% români, 9% maghiari, 3,8% germani, 2,4% romi, o populație care era repartizată în județi, cam 39% în mediul urban și 48% în mediul rural. Din punct de vedere al apartenenței cultice, situația se prezenta în felul următor. 78% din populația județului Timiș erau ortodoxi și 10% romano-catolici, 2,7% penticostali, 2,3% reformați, 1,2% baptiști și doar 0,2% greco-catolici sau adventiști. Orașul Timișoara era puternic industrializat, aveau multe întreprinderi care reprezentau chiar vârful ale economiei naționale la acea dată și care produceau calculatoare, poduri urlante, electrice, motoare, produse chimice, armamente, etc. Numărul muncitorilor era foarte ridicat, așa cum era în majoritatea orașelor industriale din România. Astfel încât criza economică, despre care am vorbit în episoade anterioare la, la istoricul Hodar, a afectat destul de mult uh, majoritatea populației muncitoare a orașului și a dus la o degradare treptată a condițiilor de trai, lucru care era de altfel generalizat în România. Nici celelalte componente ale structurii sociale nu erau uh, mai favorizate. Studenții, intelectuali, țăranii sau funcționarii din administrație uh, ajunseseră în 1989 să fie extrem de nemulțumiți de situația existentă. În acest context, a fost suficientă o scânteie prilejuită de problema particulară, și anume evacuarea pastorului Lazlă Tokeș, pentru a transforma un protest într-unul care viza cu totul alte obiective, obținerea unor condiții mai bune de viață și schimbarea regimului politic. Se știa, de exemplu, că în timpul desfășurării Congresului al 14 lea mai mulți muncitori de la UTM, uzinele mecanice Timișoara, au încercat să provoace o grevă urmată de o manifestație la care să se conteste realegerea lui Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al PCR. Se fixase data acestei greve, anume 23 noiembrie, la ora 9, când mai mulți muncitori urmau să oprească utilajele, să iasă în curtea uzinei și să mobilizeze alte secții ale fabricilor după care să pornească în oraș. La data fixată, pe 23 noiembrie, s-au adunat într-adevăr în curtea ozinii 3-400 de muncitori, dar la apariția unui șef de secție, toți au revenit la atelier, iar protestul nu a mai avut loc. Atmosfera din oraș însă a rămas tensionată, ca de altfel în întreaga țară, încă înainte, așa cum am arătat, de situația cu pastorul Teocheș, Bunetinele informative ale securității menționau că existau aproape zilnic în diferite orașe ale României persoane care răspundeau manifeste. De exemplu, securitatea județeană Timiș a fost alertată încă din zilele de 10-11 decembrie 1989, deoarece persoane neidentificate răspândiseră pe străzile Timișoarei manifeste cu conținut explicit anticeaușist care avea următorul text. Jos dictatura și tirania ceaușistă, moarte dictatorului. Astfel, în dimineața zilei de 11 decembrie, practic întreaga miliție județeană Timiș fusese mobilizată pentru strângerea acestor fluturași care împânziseră orașul. De altfel, răspândirea de manifeste în această perioadă, 1989, era o acțiune extrem de frecventă la nivelul țării. Unele inspectorate județene de securitate ajunseseră nici să nu mai raporteze astfel de incidente, atât de dese erau. Derularea evenimentelor din zilele de 15-20 decembrie 89 din Timișoara și din întregul Banat este îndeopște cunoscută, dar cred că este util să reluăm un pic cronologia pentru că uitarea se pare că a intervenit și foarte multe din aceste evenimente fie nu mai sunt prezentate, fie sunt mistificate într-un mod care nu, nu face cinste acestor lucruri. Vom arăta, adică încerc să arăt în mod argumentat, că întreaga desfășurare a evenimentelor de la Timișoara și represiunea care a urmat se datorează în mod exclusiv autorităților comuniste în frunte cu Nicolae Ceaușescu, adică ei sunt principalii responsabili de represiune și ei au ales să reacționeze astfel la protestele justificate ale populației. După cum se știa la Timișoara, în piața Maria, pe strada Timotei Cipariu, începuseră să se adune în oriașa ai bisericii reformate pentru a protesta împotriva deciziei de evacuare a pastorului la Zloteokeș. Iată ce spune Gazda Arpad, unul dintre participanți. În dimineața de 15 decembrie s-au adunat oamenii, întâi câte 3-4, care nu aveau curajul să stea în fața casei, unde erau milițieni în uniformă, se plimbau prin zonă, intrau în farmacie, ieșeau, intrau în alimentară, la un moment dat a ieșit la geam Teocheș și atunci toți cei care erau împrăștiați s-au adunat și l-au întrebat dacă are nevoie de ceva. Într-adevăr, în, după amiaza zilei de 15, s se adunaseră în jur de 100 de persoane în jurul locuinței lui Tokesh. Unii aveau lumânări aprinse și și afirmau sprijinul pentru pastorul reformat, alții și de regulă acesta este un detaliu care e trecut cu vederea, ignorat sau pur și simplu nemenționat în poveștile despre Timișoara. E, alții veniseră acolo pentru a sprijini decizia de evacuare uh, luată de autoritatea tutelară Episcopia Reformată Oradea care se afla în conflict administrativ cu pastorul. Deci în 15 decembrie la locuința lui și erau atât susținători ai pastorului Lazloteoches, cât și opozanți ai pastorului Lazloteoches. Un lucru interesant, poate în ziua de 14 decembrie, șeful miliției județene Timiș, colonelul Ion de îi propusese prim-secretarului Comitetului Județean de Partid, Radu Bolan, să amâne evacuarea anunțată pentru că, cităm, ar fi inflamat situația și așa tensionată. Sfatul șefului miliției nu este însă ascultat, mai ales că de la București se ordonaseră măsuri ferme, iar cei de la centru erau chiar foarte nemulțumiți că autoritățile locale doreau să tergiverseze acest proces. Trebuie spus că Lazlo la Tăcăș ajunsese o persoană cu mare notorietate, cunoscută și mediatizată fiind de presa din Ungaria, Interviuri realizate de el, unele dintre ele înregistrate chiar de pastor cu ajutorul unui casetofon pe casete audio, erau scoase din România cu ajutorul unor mesageri și difuzate pe media maghiară. Înainte de a trece mai departe, haideți să vedem și un document anume raportul de filaj al inspectoratului județean uh, Timiș de Securitate, un raport al maierului Mavru de la uh, serviciu F, care era uh, serviciu de filaj al securității și care avea echipele dispuse în jurul locuinței lui Lazlo Teocheș. Este o notă privind filajul continuu asupra obiectivului Vasile, ăsta era numele uh, conspirativ uh, datului Lazlo Teocheș, Iată ce spune el. La ora 6, au fost, înființat, au fost înființate posturi de filaj la domiciliul obiectivului. În momentul în care, vis-a-vis -vis de intrarea în imobil, se aflau 10-15 persoane, credincioși și câțiva curioși. Aceștia comentau. Uh, și de regulă cei ce se opreau și staționau la fel comentau că obiectivul Vasile, adică Laszlo este reținut că are soția bolnavă, în paranteză, uh, era o informație uh, greșită, soția lui Lazlă era însărcinată, nu era bolnavă, că va fi spânzurat, că îl va da afară din serviciu pentru credința sa și într faptul că luptă pentru credincioși. Mulți veneau datorită faptului că auziseră de la Radio Budapesta despre el. Într-adevăr, Radio Budapesta difuzase un apel al pastorului Tocheș ca susținătorii să se strângă în jurul locuinței pentru a preveni evacuarea. Foarte multe femei doreau să-l vadă, i-au luat în mort apărarea, instigate de alte persoane și sau chiar de vorbele obiectivului. În jurul orei nouă, grupul curioșilor a crescut simțitor și a continuat să crească, foarte mulți neștiind de fapt despre ce este vorba. Totuși se răspundea rapid zvonul că obiectivul va fi arestat și lichidat, etc. La ușa imobilului se afla un nucleu, în general puștime, care incitată de unul sau doi indivizi, și chiar individe, tot cerea obiectivului să apară la fereastră și să le vorbească. Ceilalți strigau mai mult în bătaie de joc, alții foloseau prilejul pentru a comenta unele nemulțumiri. Și aș vrea să trec, de exemplu, la partea în care se vorbește despre primele scandări care nu au legătură cu ceea ce sunt cu protestul pastorului, printre cei care au instigat foarte tare a fost un individ, 45-50 de ani, scund, robust, față rotundă, păr negru, mustață, perciuni, purta căciulă din piele de mel de culoare neagră, pantalon gri, introdus în cizme de cauciuc, destul de precisă descrierea securiștilor, părea a fi căruțaș sau muncitor pe șantier. Acesta, circa 30-45 de minute, a incitat puternic pe cei adunați, Reușim pentru prima oară să-i facă să strige lozinci că vrem libertate și altele. Odată cu lăsarea serii, a venit un grup de circa 15 studenți și studente, au aprins lumânări și au ocupat poziție în fața ușii de la intrare. Iată, securitatea confirmă prezența acestor persoane cu lumânări în mână în preajma locuinței lui Las Scandau continuu lozinci dușmănoase, lozinci dușmănoase sunt lozincile împotriva regimului, iar după circa 30 de minute au încercat să-i determine pe cei din jur să plece cu toții spre centru. N-au reușit, au, reu au reușit să convingă pe prea puțin și s-au întors. Au discutat cu ei câteva minute, apoi unul dintre ei, 23-28 de ani, statură potrivită, slab, față ovală, pălcastaniu, care era cel mai înfocat, au oprit două tramvaie care circulă din direcții diferite, astfel încât să le poată folosi ca tribună. A luat primul cuvântul aducând injurii grave statului și guvernului organelor de securitate, îndemnând să se treacă la demonstrație. Acestea sunt, acesta este raportul de filaj întocmit de Maiorul Mavru cu ceea ce se întâmpla în jurul casei pastorului Tocheș. Ajuns în zonă pentru a calma spiritele, secretarul cu probleme organizatorice al Comitetului Municipal de Partid, Rotărescu și primarul Timișoarei Petrimoț au comunicat public după o discuție cu Laszlo anularea hotărârii de evacuare și au solicitat oamenilor strânși să plece acasă. Deci, autoritățile locale au încercat să dezamorseze această problemă, renunțând practic la operațiunea de evacuare. Acțiunea însă nu a avut efect. Așa cum eu spuneam, au fost trimiși la fața locului ofițeri de securitate, ei efectuau filajul, în civil erau și pe stradă. O parte dintre enariași s-au retras, dar majoritatea covârșitoare a celor stângi și-au rămas în stradă, i-au huiduit pe cei doi reprezentanți ai puterii și-au început, așa cum spune și raportul de filaj al securității, să strige lozince anticeaușiste. S-a întâlnit deșteaptă de România, apoi s-au scandat lozinci împotriva regimului, libertate, libertate și altele. Autoritățile locale, împreună cu un comitet al protestatoarelor, au purtat un dialog cu pastorul pentru a soluționa problema. Uh, inițial uh, pastorul Teocheș a fost de acord cu uh, soluția propusă de autorități și uh, spre miezul nopții, ușor-ușor uh, uh, securiștii și milițenii adunați în jurul casei lui Teocheș au reușit să împingă mulțimea de acolo și uh, această mulțime s-a dispersat. Situația însă s-a înrăutățit a doua zi pe 16 decembrie când din nou s-au adunat deja mai mulți oameni în jurul locuinței lui Tochești, de data aceasta direct cu uh, revendicări uh, anti-ceaușiste, anti-regim, libertate, jos dictatura, jos Ceaușescu, jos cu realesul, vrem pâine, vrem lapte, vrem căldură. Uh, Radu Bolan îl informase despre evenimentele în desfășurare pe Nicolae Ceaușescu încă din noaptea de 15 spre 16 și dispusese luarea unor măsuri cu caracter de intimidare. Astfel, în dimineața zilei de 16 decembrie, el uh, plănuiește și informează colaboratorii că, pentru anihilarea susținătorilor lui Lajlo Tăcheș, în zona ar urma să fie aduși 400-500 de oameni de încredere. Acești 400-500 de oameni de încredere erau activiști de partid în, uh, în uh, viziunea lui Radu Bolan, care, armați cu, cu bâte sau cu obiecte contundente, să îi împrăștie pe uh, cei. Uh, susținătorii lui la Teocheș. Dar nu a reușit să strângă decât 60-70 de oameni care ar fi teoretic trebuia să îndeplinească această sarcină. Acești oameni s-au deplasat acolo, nu au reușit, bineînțeles, să împrăște pe manifestanți, din contra au adunat la numărul de oameni deja existent încă mai mulți. De la București, Nicolae Ceaușescu, foarte furios, îi reproșează lui Radu Bălan că nu l-a informat corect despre situația de la Timișoara și îi cere din nou să lichedeze imediat manifestația despre care Bucureștiul consideră în continuare că este legată exclusiv de cazul Teocheș. Ca urmare, în jurul orelor 17-18, în piața Maria, apare plutonul de intervenție al miniței județene, format din 80 de cadre, echipate cu bastoane de cauciuc, scuturi și căști, două-trei mașini de pompieri, în conformitate, practic, cu prevederile în vigoare, anume Planul Unic de Acțiune pentru Asigurarea Ordinii și Liniștii Publice. Acest Plan de Acțiune uh, Unic era parte integrantă a Ordinului Ministrului de Interne numărul 2600 din uh, 17988, în care se prevedeau în detaliu modalitățile prin care se urmărea lichidarea unor astfel de acțiuni. Forțele de intervenție erau alcătuite din plutoane de intervenție în miliție, subunități de securitate miliție din trupele de securitate, plutoane de apărare antiteroristă ale USLA și ale trupelor de securitate, subunități de pompieri, plutoanele de intervenție constituite la școlile militare ale Ministerului de Interne și unități și subunități subordonate Ministerului Apărării Naționale. Toate aceste, toată această desfășurare de forță, conform planului, era coordonată de comandantul militar al garnizoanei, care era un ofițer meapene, șef inspectoratelor de miliție și securitate ale Ministerului de Interne, aflați și se aflau toți în subordinea primului secretar al partidului care era răspundea personal și era comandantul acestui plan de acțiune. La scurt timp după apariția plutonului de intervenție, încep ciocnirile între aceste forțe ajutate și de formațiunile ale securității și de securiști în civil, cu manifestanții. Încep bătăile pe străzi, se desfășoară acțiuni de o parte și de alta, se aruncă cu pietre, se lovesc oamenii cu bastoanele și ei la rândul lor îi postează. Deși mobilizase efective importante de la securitate, miliție, pompieri și grăniceri, forțele de represiune nu au reușit să împiedice manifestanții să ajungă la sediul Comitetului Județean de Partid, pe care l-au atacat cu pietre și sticle. La ora 20.45, după ce trupele de securitate și pompieri au reușit totuși să respingă pe manifestanți din zona Comitetului Județean, aceștia s-au repliat în fața catedralei. În acest moment, Radu Bolan, i-a solicitat locotenentului colonel Zeca, locuitor la comanda diviziei 18 mecanizată, să scoată în stradă trupele și tehnica militară pentru a restabili ordinea în oraș. Zeca l-a informat pe primul secretar că va ieși cu trupele în stradă, însă doar la ordinul expres al ministrului apărării Vasile Milea. De fapt, această secvență era un semnal că e prima oară după Brașov 1987, când forțele de represiune ale Ministerului de Internă se dovediseră incapabile să țină situația sub control singură și era nevoie de intervenție armatei. Intervenția efectivelor militare în eventualitatea unor uh, revolte interne fusese și ea prevăzută normativele interne, făceau, cei de MEAPN făceau parte alături de securitate și miniție din planul unic de intervenție, astfel încât teoria conform căreia trupele MEAPN nu aveau atribuții în represiunea internă, nu se susține. Intervenția se soldase până în data de 17 decembrie 1989, le 4.40, conform înregistrărilor efectuate la Inspectoratul Județean al Ministerului de Interne, cu arestarea peste 180 de, de, persoane. Numărul lor va ajunge la 20, în 20 decembrie la 757, apoi la 978 de persoane în 22 decembrie. Deja după primele anchete efectuate asupra acestora de către uh, lucrători de miniție, securitate și de echipe de procurori, începând chiar din 16 decembrie, a reieșit faptul că majoritatea lor provoineau din rândul muncitorilor de la marile întreprinderi timișoarene, tineri, ceilalți fiind studenți, elevi sau cetățeni obișnuiți. Datele referitoare la vârstă, sex, ocupație și naționalitate au fost imediat prelucrate și comunicate la București șefului DSS Iulian Vlad și ministrului de internet Tudor Postelnicu apare aici un element decisiv care relefează caracterul criminal al regimului și a celor care au susținut acțiunile, deoarece aceste informații din teren arătau clar că nu era vorba nici de agenturi de spionaj, nici de teroriști, huligani sau elemente diversioniste, ci despre cetățeni obișnuiți ai orașului de pe Bega. Raportul evidenția foarte clar acel mozaic etnic de vârstă, de ocupație care exista la Timișoara. Practic erau reprezentați toți cetățenii Timișoarei între arestați. Cu toate acestea, așa cum este din documente și fiind informații în timp real care cunoșteau exact adevărul legat de evenimentele de la Timișoara, Nicolae Ceaușescu și cei din jurul au ales să mistifice realitatea, și a urmat calea represiunii cu scopul de a păstra puterea cu orice preț, falsificând datele din teren și continuând să vorbească despre o intervenție străină, o lovitură de stat orchestrată de forțe oculte și care, de fapt, au mobilizat în stradă diversioniști. Securitatea și Nicolae Ceaușescu au pregătit în mod deliberat narativul care să justifice mobilizarea întregului sistem național de apărare și declararea uh, stării de necesitate și ulterior de război. Toate acțiunile lor ulterioare, acestui moment, pot fi caracterizate drept o adevărată declarație de război la adresa poporului român. Prima măsură legală luată în această direcție a fost scoaterea în oraș, începând cu ora 21:30, din ordinul Ministrului Apărării Generalului Milea, care, vă amintiți, -am, -am a fost sunat pentru a aproba intervenția armatei în stradă. Ei, Milea aprobă patrule militare în armate, fiecare cu câte 10 militari, conduse de ofițeri, fără muniție de război, ca urmare a solicitărilor lui Radu Bolan, cu scopul declarat de a sprijini efectivele Ministerului de Interne, așa cum era prevăzut în planul unic de intervenție. Acesta a fost un prim plas, dacă vreți, pentru implicarea armatei în operațiunea de reprimare a manifestanților în stradă, chiar dacă în această prima etapă prezența militarilor era menită mai degrabă să aibă un efect psihologic și descurajant. Intrat în panică, fiind hotărât să împiedice orice acțiune care ar fi impus adoptarea unor reforme sau inițierea unui dialog cu societatea românească, regimul Ceaușescu a reacționat în forță, angrenând în această operațiune, bineînțeles, tot sistemul național de apărare. În ciuda mobilizării, după orele 19 la Timișoara, confruntările au continuat. Grupuri de cetățeni au atacat cordoanele de scutieri, au spart vitrinele unor unități comerciale, au blocat mijloacele de transport în comun. Intervenția autospecialelor de la pompiere au încins spiritele, au căzut și aceste autospeciale victime furiei populare, fiind fie incendiate, fie răsturnate. Plutonul de intervenție al Ministerului de Interne a fost pus pe fugă la sediul primăriei, Radu Bălan a informat activul de partid și pe directorii marilor întreprinderi Timișoare convocați de urgență despre faptul că Comitetul Județean a fost atacat de huligani și a prezentat un material privind activitatea antistatală a lui Lazlo Teocheș. De altfel, Nicolae Ceaușescu, crezând așa cum am arătat că evenimentele de la Timișoara sunt legate exclusiv de problema pastului reformat, se răzgândise între timp în privința evacuării acestea și până la urmă a dispus să fie evacuat din oraș. Astfel că în jurul 3-4, în dimineața zilei de 17 decembrie, s-a desfășurat această acțiune de mutare a lui Lazlo Teoches și a familiei sale în localitatea Mineu, din jurețul Sălaj. Iată cum a descris preotul, pastorul, aceste momente dramatice. Noi am ieșit prin bucătărie în curte, de unde am urcat o scară de lemn în biserică. Clădirea era înconjurată. Au înăvălit în biserică ro 20 de oameni, mai mulți în civil. În fruntea lor era Iosif Verveca. Iosif Verveca. Uh, avea gradul de major în cadrul serviciului judiciar al miliției uh, Timișoara. Deci au înăvălit înăuntru, ne-au bătut acolo în biserică, eram plin de sânge pe față. Pe drum Verveca am tot dădea pum și striga am fost bătut, am fost bătut iarăși și am semnat procesul verbal de evacuare. Am oprit în curtea miliției acolo zeci de oameni zăceau pe jos. Deci această operațiune de evacuare până la urma pasului este o acțiune în care pur și simplu sunt el și apropiații lui sunt scoși cu forța din locuința unde erau, bătuți și duși la mineu. Pentru a mima oarecare legalitatea operațiunii la evacuare, asistau pe lângă executorul judecătoresc un inspector al departamentului cultelor, prin vicepreședintele Consiliului Județean pe probleme de cult și patru ofițeri de miniție. Cum se va vedea ulterior, acțiunea nu și-a atins obiectivele și anume acela de a suprima cauza pe care Nicolae Ceaușescu crea că asta este cauza protestului oamenilor de la Timișoara. Deci, evacuarea pastorului Tăcheș nu a suprimat nimic pentru că nu aceasta era cauza pentru care deja oamenii începuseră să protesteze la Timișoara. Nu a avut niciun impact asupra manifestanților și a arătat încă o dată cât de greșită era grila de citire pe care securitatea și uh, Nicolae Ceaușescu continuau să o aplice asupra evenimentelor. Locați în propriile obsesii uh, conspiraționiste, complotul internațional pentru dezmembrarea României, atacul concertat al serviciilor de spionaj maghiare, sovietice sau occidentale, lovitura de stat antisocialistă, șefii securității în frunte cu Iulian Vlad nu au fost capabili să identifice adevăratele motive și doleanțele protestatorilor, furnizându i Nicolae Ceaușescu o imagine deformată, dar pe care și Nicolae Ceaușescu o dorea și o credea, despre ceea ce se întâmpla. Acest mod de reacție a fost determinant pentru deciziile ulterioare luate și pentru modul în care regimul a acționat în continuare. În această conjunctură devine de înțeles rațiunea convocării la sediu DSS în încă de la ora 21 în seara de 16 decembrie a direcțiilor principale ale securității și în a temutului șef al direcției a doua contra informații economice, generalul major Emil Macri. Acesta din urmă era considerat expertul regimului în lichidarea revoltelor și protestelor, reputație pe care și-o câștigase cu ocazia reprimării muncitorilor brașoveni în noiembrie 1987. În urma acestei întâlniri s-a decis deplasarea sa la Timișoara, în fruntea unei grupe operative din care mai făceau parte. Locotenent colonel Filip Teodorescu, adjunct al direcției a treia contra spionaj, care era trimis la Timișoara să identifice agenții uh, străini care acționau uh, ca să, uh, mă rog, să potențeze revolta de acolo. Colonelul Dumitru, care răspundea uh, pe linie de securitate de căile frate. Locotenentul colonel Nicolici, șeful centrului de informare și documentare. Locotenentul colonel Glăvan, șeful serviciului informativ al USLA, și locotenent colonel Anastasiu, locțitor al Direcției întâi Informații Interne. <coughs> Ordinele pe care Iulian Vlad le-a dat respectivului colectiv încă de la plecarea de la București vizau pe lângă preluarea controlului situației de la Timișoara, Iulian Vlad, acuzând conducerea securității locale de, cităm, greșeli, lipsuri în aplicarea legislației în vigoare, și de, uh, ordinul era să documenteze implicarea spionajului străin și să lichideze acțiunile acestea. Rezultă așadar de la bun început că echipa lui Macri s-a deplasat la Timișoara nu pentru a se documenta la fața locului și a prezenta o analiză a ceea ce se întâmplă în oraș și pentru a furniza informări din teren, ci cu o concluzie gata formulată de la București pentru care li se ordonase să găsească dovezi. Toate acestea în ideea că se să se descopere dacă era vorba despre huligani, agenția spionajului, diversioniști și nu despre cetățeni obișnuiți care contestau regimul. Cu această dublă misiune, grupa operativă a securității a ajuns la Timișoara în dimineața zilei de 17 decembrie, în jurul orelor 8-8:30. După ce au făcut un scurt tur al orașului, în care au constatat uh, distrugerile, cu toate că organele locale de partid dispuseseră deja înlocuirea vitrinilor sparte, curățirea urmelor uh, bătăilor din noaptea anterioară, s-au adunat la sediul Inspectoratului Județean al Ministerului de Interne unde au ascultat ă, destul de surprinși raportul tranșant al colonelului de Heleanu, șeful miniției județene, care a spus, citez, poate să vină tot IGMU, IGMU fiind inspectoratul general al miniției, totul e terminat, conturile sunt încheiate. Emil Macri a ripostat cu duritate, punând afirmațiile pe seama unei atitudini defetiste și a raportat prin telefon șefului ă, Iulian Vlad al Securității că grupa operativă a ajuns la Timișoara și e gata de acțiune. Între timp, în timpul nopții, patrulele militare fusese retrase în cazări, iar ministrul apărării Milea primise ordin direct de la Nicolae Ceaușescu să organizeze în dimineața zilei de 17 decembrie o defilare demonstrativă prin oraș, cu efective de 500 de militari constituiți în detașamente, cu fanfară militară și drapel de luptă, având în frunte comandanții de unități. Din nou, Nicolae Ceaușescu miza că armata o să prezinte acel element descurajant și că manifestanții o să dea înapoi, văzându-i pe militari defilând. În acest scop, la orele 3:30, a fost constituită o grupă de ofițeri superiori în cadrul Marului Stat Major al MEAPN, condusă de colonelul Ionescu și compusă din ofițeri ai Consiliului Politic Superior al Armatei. Consiliul Politic Superior al Armatei era organismul politic care conducea armata, aflat în directa sub ordine, direct la comandă, a fratelui lui Nicolae Ceaușescu, generalul Ilie Ceaușescu. Ministrul apărării, ministrul apărării s-a cerut din nou imperativ să scoată armata în stradă cu muniție de război și a fost admonestat că nu a răspuns cererilor inițiale lui Radu Bălan. Sub imperiul acestei admonestări, Vasile Milea, ministrul apărării, a emis ordine telefonice pentru constituirea de patrule în armate în garnizoanele de la Cluj-Napoca, Oradea, Bistrița și Zalău, apoi l-a informat pe secretarul general că a dat ordinele necesare organizării demonstrației militare de la Timișoara. De altfel, chiar din această perioadă, între Vasile Mila și Nicolae Ceaușescu, a început un veritabil război al nervilor. În acest joc al manevrelor politice, în care, în care niciunul dintre cei doi să fie înțeles nu a fost vreun s-a sfârșit abia pe 22 decembrie, odată cu sinuciderea Ministrului Apărării în biroul gărzilor patriotice din sediul Comitetului Central. Dar la acest episod despre el vom discuta mai încolo. Sigur, sinuciderea lui Mina a fost un gest tardiv care nu a putut să șteargă pata de sânge apărută pe blazon instituției militare pe care Milea, în calitatea lui de comandant, ar fi fost obligat să o protejeze de implicarea în acțiuni represive îndreptate împotriva propriului popor. La ora 7 la Timișoara s-a sise tot cu trenul o altă grupă de ofițeri, de data aceasta din partea IGM, Inspectoratului General al Miliției, grupă condusă de generalii Velicu, adjunct al șefului IGM, și din care făceau parte colonelul Ghircoiaș, șeful Institutului de Criminalistică a IGM, colonelul Roșiu, șeful direcției judiciare, colonelul Anțanu, locțitorul șefului direcției cercetări penale, locotenent colonel Voicu, locțitorul șefului direcției economice, colonelul Ștefan de la direcția circulație și colonelul Obogilă, locțitorul șefului direcției pază și ordine. Totu -că, cu toate că Radu Balan raportase la București încă din timpul nopții de 16-17 decembrie că situația se calmase, în realitate, în dimineața zilei de 17, grupuri compacte de manifestanți se adunaseră deja din nou în diferite puncte ale orașului și se deplasau spre centru, având drept țintă Piața Catedralei și Consiliul Județean. Această mișcare a fost raportată de către echipele de filaj ale securității, care monitorizau îndeaproape situația și care au semnalat și faptul că mulțimea scanda lozinci antidictatoriale. În timpul nopții, intrările în oraș fuseseră blocate, iar la ieșirile din orașul Timiș existau filtre și controle stricte ale miliției. În aceste condiții, are loc demonstrația trupelor mea PNL la Timișoara, organizați în coloane cu fanfara în frunte, drapele de luptă și armament individual, pistoale mitaliere, dar din nou fără muniție de război, cei 500 de militari care aparțineau uh, unor unități militare, UME 0-100 0185, ume 01115 și 01942 au început defilarea spre centrul orașului. Această paradă a fost întâmpinată cu ostilitate de către populație, dar s-a desfășurat relativ fără incidente până în jurul orelor 13:30. Doar coloana aparținând 0185 Timișoara a fost atacată cu pietre și obiecte contondente, iar soldații și ofițerii au fost Uh, huiduiți. În același timp cu deplasarea colonelor uh, armatei militare, manifestanții au profitat de prezența trupelor și de marșul lor și efectiv s-au luat după aceste coloane militare, s-au regrupat și s-au reîndreptat uh, spre centrul orașului. Spre prânz, numărul manifestanților era estimat la în jur de 4.000 de persoane care strigau lozinci libertate, jos ceaușescu, nu vă fie frică, acum ori niciodată. Deja de la ora 11, la o nouă solicitare a lui Radu Bălan, Vasile Mila a ordonat constituirea de dispozitive de apărare, alcătuite din 400 de militari, pentru a bloca căile de acces către Consiliul Județean de Partid. Astfel, anunțarea de către Nicolae Ceaușescu în jurul orilor 13-13-30 a introducerii stării de necesitate în județul Timiș a găsit toate componentele sistemului de apărare al regimului de la securitate și miliție, trupe de securitate grăniceri până la armată, Deja instalate în dispozitive de luptă, și de data asta pregătite cu uniție de război pentru reprimarea manifestanților. În unitățile militare din garnizoana Timișoara și în marile unități armate A3, fusese deja prelucrate cu ofițerii care urmau să conducă aceste dispozitive din stradă, indicațiile generalului Ilie Ceaușescu șeful Consiliului Politic Superior al Armatei, conform cărora ei trebuia să citească evenimentele de la Timișoara ca fiind, cităm, inițiate și desfășurate cu sprijin din afară, din Ungaria și din alte țări, inclusiv RSS. Este de domeniu evidenței coincidența între modul în care securitatea prin intermediul lui Leam Vlad prezenta situația și această linie introdusă de organismul militar de la vârful Consiliului Politic al Armatei prin Ilie Ceaușescu. Rezultă fără dubii că la nivelul superior al conducerii, al întregii conduceri, de la Nicolae Ceaușescu până la șefii aparatului militar, se stabilise deja un punct de vedere unitar și că el urma să fie implementat, indiferent de contextul real sau de ilegalitatea flagrantă pe care o presupunea. Astfel, în după amiaza zilei de 17 decembrie, Nicolae Ceaușescu își atinsese deja primul obiectiv în lupta pentru păstrarea puterii, fidelizarea componentelor principale ale aparatului represiv și angajarea lor totală în direcția lichidării protestelor de la Timișoara, sub acoperirea că acestea sunt niște evenimente premergătoare a unei iminente invazii străine cu scopul dezmembrării teritoriale a României și distrugerii, cităm, cuceririlor socialismului. Imediat după convorbirea avută de Nicolae Ceaușescu cu generalul colonel Vasile Mila, acesta a comunicat subordonaților săi din Ministerul Apărării Naționale că, cităm, situația de la Timișoara s-a agravat. Este ordin să intervină armata. Armata intră în stare de luptă. În județul Timiș este stare de necesitate. Spre ora 13:40, ministrul ordonă comandanților de Mar Unite să scoată în stradă efective suplimentare care să fie dirijate spre apărarea unor obiective ca hotelul intercontinental, poșta, banca și depozitele de armament ale găzilor patriotice. Apoi, la un sfert de oră, revine cu o nouă notă telefonică și dispune trimiterea în oraș a 10 tanguri. Trebuie amintit faptul că în ziua de 17 decembrie primele trupe care s-au înarmat și au fost dotate cu muniție de război a fost cele aparținând Ministerului de Interne. Conform uh, anchetelor uh, procurorilor militari, începând cu ora 12, cadrele de securitate și din cadrelor de la securitate și Miniția din Timișoara li s-au distribuit un număr de 220 de pistoale mitralieră, calibru 7,62 mm, pistoale și muniția aferentă. Două plutoane de la trupele de securitate și trei de la trupele de grăniciere au fost masate în jurul Comitetului Județean de Partid. Alte dispozitive de apărare au fost realizate între orele 13-14 în Piața Maria, Piața Operei, la intersecția Continental și la Primăria Municipiului. Cu toate acestea, un grup important de manifestanți a luat cu asalt sediul Comitetului Județean de Partid. Sub presiunea mulțimii, coordonele de o forță de ordine s-au retras, iar protestatarii au cerut un dialog cu reprezentanții puterii locale, însă nici primul secretar PCR Radu Bălan, nici secretarul CC al PCR Matei Ilie nu au dorit să discute cu ei. În locul discuțiilor s-a apelat la forță, în zonă fiind aduse și autospeciale de pompieri, care au lansat jeturi de apă asupra mulțimii. În furianți, manifestanții au spart o ușă de acces, au pătruns în interiorul Comitetului Județean de Partid, unde au devastat încăperile, au aruncat pe geamurile sparte documente de partid, broșurile de propagandă și operele lui Nicolae Ceaușescu. Portretele conducătorului mult iubit au fost scoase în stradă, călcate în picioare de mulțimea furioasă și arse. A fost ars și steagul Partidului Comunist Român, iar la balconul de la etajul 1 a apărut pentru scurt timp o tânără care a fluturat tricolorul de pe care stema a fusese decupată. Regrupate după retragerea inițială și întărite cu noi detașamente, forțele de ordine au reușit să-i respingă din nou pe protestatari. La București, între timp, a continua desfășurarea planului pentru crearea condițiilor în vederea represiunii împotriva manifestanților. Secretarul General al Partidului Nicolae Ceaușescu i-a ordonat lui Ion Coman, membru al Secretariatului CCR-PCR, și răspunzând de problemele militare și de justiție, fost ministru al apărării naționale între 1976 și 1980, să se deplaseze imediat la Timișoara pentru a prelua comanda întregului, întregul, întregilor structuri represive și a coordona activitatea de restabilire a ordinii. Conform declarațiilor lui Postelnicu, care a participat la această întâlnire, Nicolae Ceaușescu i-ar fi spus lui Coman Cităm, vei acționa în numele meu așa cum ți-am spus. Luați măsuri să fie înarmate toate unitățile militare ale Ministerului Apărării Naționale, miliției și securității. Am mai spus că urmează să fie însoțit de un grup de ofițeri și general din MEA, PN și MEI și că între timp va fi convocat Comitetul Politic Executiv în legătură cu măsurile care urmează să fie luate pentru lichidarea acțiunilor huliganice de la Timișoara având ca pretext, așa cum am văzut, existența unei agresiuni din exterior, în zona de operații de vest, în jurul orilor 15-30, pentru conducerea uh, unităților din garnizoana Timișoara, a fost constituită o grupă operativă din cadrul Marului Stat Major al Direcțiilor Centrale ale Ministerului Apărării Naționale. Grupa era condusă de generalul Maiul Ștefan Gușă, prim adjunct al Ministrului Apărării Naționale și șef al Marului Stat Major. În această grupă mai făceau parte generalii general locotenent Victor Stănculescu, prim adjunct al Ministrului Apărării Naționale și șef al Direcției de Înzestrare a Armatei, generalul locotenent Mihai Chițac, comandantul trupelor chimice și comandant al garnizoanei București, colonelul Radu, locțitor al șefului Direcția, Direcției Operației din Marele Stat Major, general major Constantin Nuță, adjunct al Ministrului de Interne și șeful IGM, colonelul uh, Cărneanu, locțitor al comandamentului uh, al comandantului apărării anterioare a teritoriului în instruirea sumară care li s-a făcut înainte de plecare, li s-a precizat că sunt în directa subordinea lui Ion Coman, alegerea membrilor grupei operative fiind făcută personal de către Nicolae Ceaușescu, care cu această ocazie și-a exprimat și motivele alegerilor făcute. De exemplu, l-a indicat pe Constantin Nuța afirmând să meargă Nuță, că el e mai militaros dintre toți. Avionul, avându-i la bord pe generalii grupei operative, a aterizat la Timișoara în jurul orilor 16.30. Piața Operei era la acea oră plină de manifestanți care se aflau față în față cu dispozitivele formate din trupe aparținând Ministerului de Interne și Ministerul Apărării Naționale. În legătură cu evenimentele care au urmat, și anume cu manifestațiile și devastările care s-au întâmplat în Timișoara, au fost formulate mai multe uh, ipoteze în legătură cu grupurile care au devastat, de exemplu, magazinele din Timișoara. Aceste ipoteze au fost, erau persoane care reacționau cu furie la acțiunile extreme ale forțelor de represiune și de acest fapt au profitat și unii jefuitori de profesie, erau grupurile de diversioniști și agenți străini despre care vorbeau șefii securității și Nicolae Ceaușescu sau erau o componentă a diversiunii orchestrată de securitate pentru a, ca ulterior să fie justificată reprimarea prin folosirea armelor de foc a manifestațiilor. Având în vedere desfășurarea evenimentelor și mărturile zdrobitoare ale participanților, modul în care evenimentele au continuat, consider că cea din tâi ipoteză este singura adevărată. Devastările nu au fost parte a unei diversiuni orchestrate de securitate pentru a justifica represiunea ulterioară, ei nu aveau nevoie de vreun motiv pentru a o face și cu atât mai puțin de construirea unui motiv în teren, și erau efectiv acte reale de furie ale, ale populației, care în acel, acele momente au devastat magazinele, și într-adevăr, de aceste devastări au profitat și unii cetățeni pentru a jefui. Comandanții militari din grupul operativ, în frunte cu Ștefan Gușă, imediat ce au fost informați despre așa zise atacuri asupra armatei, au susținut necesitatea unei riposte cu foc din partea militarilor. La București, pentru a da o tentă legală acțiunilor de represiune, dar și pen pentru a-i implica și solidariza pe uh, cei din jurul său, Nicolae Ceaușescu a convocat Comitetul Politic Executiv al al pcr Conform declarației lui Silviu Curticianu, șeful Cancelarei Prezidențiale și uh, membru supleant al CPX, el fusese ales la Congresul din noiembrie, Hotărârea de a convoca această ședință l-a surprins, pentru că în cursul dimineții a loc deja o întâlnire a biroului permanent al CPEX, adică Ceaușescu se întâlnise deja cu cei doi vicepreședinți al Consiliului de Stat, anume Gogu Rădulescu și Mana Mănescu, precum și cu Elena Ceaușescu, Gheorghe Oprea și Ion Dincă. Totuși, dacă dimineața Nicolae Ceaușescu păruse destul de calm și în control, la ora 16. 50, când a sosit la sediul Comitetului Central, era, cităm, într-o stare fizică și psihică proastă, era iritat și nervos, stare ieșită din comun chiar și pentru mine, care eram obișnuit cu aceste stări. La această ședință a CPX erau prezenți Emil Bobu, Elena Ceaușescu, Lina Ciobanu, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Ludovic Fazecaș, Mănescu, Gheorghe Rădulescu, în fine, toți membrii CPX-ului. Invitați au fost și Vasile, au fost Vasile Bărbulescu, Constantin Radu și Iulian Vlad, șeful securității. La începutul ședinței, Ceaușescu s-a lansat într-un amplu rechizitoriu la adresa celor trei conducători ai Ministerilor de Forță, Milea, Vlad și Postelnicu. Aprecind că evenimentele de la Timișoara au fost organizate de, cităm, cercurile de spionaj atât din răsărit cât și din apus, care doreau schimbarea lucrurilor în România, a informat pe scurt membrii CPEX-ului că Elemente declasate au provocat dezordini, au devastat și incendiat sediul Comitetului Județean de Partid de la Timișoara. Apoi a acuzat direct pe, Genel, pe Vasine Vasile Milea și pe Tudor Postelnicu, ministru de interne, de atitudine defetistă capitulardă, imputându-le faptul că n-au îndeplinit ordine pe care el le-a dat în noaptea de 16 spre 17 de a deplasa în oraș trupe mecanizate, tancuri, că nu au scos în stradă militarii cu gloanțe de luptă și i-au scos doar cu glanțe de manevră, în loc să lichideze rapid toate aceste lucruri. Mile a fost admonestat inclusiv pentru faptul că a mobilizat trupe și le-a trimis pe granița de vest în loc să facă pe străzile din Timișoara o demonstrație de forță. Lui Postelnicu îi se reproșează că nu și-a îndeplinit ordinele, deși spune Ceaușescu am stat de vorbă din 15 în 15 minute, fapt pe care ministrul de interne îl confirmă și ceea ce arată că măsurile pe care, măsurile luate pentru Timișoara fuseseră deja luate cu mult înainte de convocarea acestei ședințe. Referindu-se la atitudinea trupelor de intervenție, Nicolae Ceaușescu afirmă că ele trebuiau să cităm să tragă, nu să se lase bătute. Apoi a ținut un scurt monolog despre faptul că, cităm dușmanul, nu cu predici îl potolești, ci trebuie să-l arzi. Socialismul nu se construiește cu dezinformare, ci cu luptă. Cu luptă trebuie să-l construim. Acum, în Europa, este o situație de capitulare, de pactizare cu imperialismul pentru lichidarea socialismului. În punctul culminant al ședinței, ambalat și super uh, isterizat, Ceaușescu i-a acuzat din nou pe cei trei miniștri de trădare, lașitate, și a propus destituirea lor din funcții. Cităm Curticeanu, te rog să convoci Consiliul de Stat, să se facă imediat decretul și să fie distituiți din funcție Mile Apostelnicu și Vlad. Apoi a anunțat că va prelua personal comanda și cere să se ia măsuri imediate, să se pune trupele în situație de luptă pentru ca oriunde se încearcă vreo acțiune să fie lichidată radical, fără niciun fel de discuție, deoarece sunt acțiuni puse la cale atât din Est cât și din Vest, care acționează unit pentru a distruge socialismul. Gheorghe Rădulescu, Constantin Dăscălescu și Gheorghe Oprea s-au -au opus acestei decizii a lui Ceaușescu și au propus amânarea destituirii ministrilor la părerea și a șefului securității în momentul în care Nicolae Ceaușescu uh, pune în scenă un nou act uh, actoricesc, simulează că își dă demisia. Deci nu sunteți de acord cu măsura propusă, Atunci, trântind hârtiile din fața sa și ridicându-se de pe scaun, alegeți-vă al secretar general. Așa cum vor remarca cei prezenți, mica scenetă jucată a fost calculată în primul rând pentru a observa pe eventualii șovăielnici sau trădători. Niciunul însă dintre membrii CPX nu avea nici cea mai mică îndoială că totul nu era decât un bluf. Au reacționat tot, cu toți în consecință, manifestându-și atașamentul pentru secretarul general și implorându-l să nu renunțe la funcție. Curticeanu a rememorat episodul. Uh, ei au fost puțin naivi. Ceaușescu făcuse un joc pentru că el nu voia să-i schimbe. Pentru că dacă voia, îi schimba. Nu putea lăsa în acea perioadă trei ministere de importanță pentru el, apărare, securitate și interne, fără conducători. A vrut numai să-i amenințe, să-i mobilizeze. Dar când cei trei i-au spus nu, n-au surprins și pe el. Uh, a avut un moment de enervare, a jucat teatru ca o tragedie antică, o bufonerie, spunând, bine, alegeți-vă al secretar general. S-a sculat și s-a îndreptat spre ușă, până când Bobo a spus cuvântul care a dezlegat totul. Dacă e așa, eu zic să-i destituim. Iar Ceaușescu a zis: Bine, tovarăș, să mai încercăm. Imediat după această uh, scenă, prin care Ceaușescu i-a strâns uh, pe toți în jurul lui și a loializat, a informat că a dat dispoziții pentru întreruperea oricărei activități de turism, deoarece turiștii care veneau în România s-au transformat în agenți de spionaj. Aici este teoria turiștilor sovietici. Apoi face cunoscut faptul că toate structurile militare sunt în stare de alarmă și conchide. Toți trebuie să știe că suntem în stare de război. Tot ce s-a întâmplat și se întâmplă în Germania, în Cehoslovacia și în Bulgaria, precum și în trecut în Polonia și Ungaria, sunt lucruri organizate de Uniunea Sovietică cu sprijin american și al Occidentului. Trebuie să fie foarte clar acest lucru, iar ceea ce s-a întâmplat în ultimele țări, în Regele cehoslovacia și Bulgaria au fost lovituri de stat organizate cu sprijinul plevei societății, cu pleava societății și sprijin străin. În acest fel trebuie înțelese lucrurile, nu se poate judeca altfel. Astfel se încheie această ședință a CPX-ului, și aici încheiem și noi povestea noastră de, 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 din acest episod despre evenimentele din decembrie 1989. Suntem pe 17 decembrie la Timișoara. Vom continua să discutăm aceste lucruri în episoadele următoare. Mulțumesc pentru că sunteți patronii istoricul cu Hodor. Vă mulțumesc că sprijiniți acest canal. Sper să, fim, să ne adunăm în număr și mai mare. Asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc. Sănătate!